Joacă și FCSB în această seară, o face la Botoșani. Teoretic are șanse de calificare, dar FCSB a deplasat o echipă, mă rog, formată din jucători care au jucat foarte puțin, dar o să discutăm pentru că l-avem pe atunci pe Mihai Stoica. Bună seara! Bună seara! De asemenea, Marius Birașcu, te salut, Marius, mulțumesc de prezență. Citeam mai devreme o știre care nu e tocmai bună, nu e o veste bună pentru FCSB, a fost amendată din nou de UEFA pentru rasism la meciul cu West Ham. 25.000 de euro amendă și o etapă cu un meci cu porți închise în viitoarea ediție. Da. Ce s-a întâmplat exact? Care sunt detaliile acestui caz și de ce această sancțiune? Există un reprezentant al FARE care vine la meciuri incognito. Nu știm cine este, am auzit, da, asta e la nivelul de zvon, că ar fi un antistelist convins și pe deasupra și rapidist, nu știu, chiar nu știu, asta este la nivelul de zvon. Tocmai de aia nu prea mă interesează dacă e adevărat sau nu. Ce este adevărat este că de câte ori vine, face raport și chestia aia ce face parte din folclorul galeriilor, cântecul ăla cum am avut și vom avea mereu, îl traduce frumos să pară extrem de rasist și UEFA ne amendează și acum mai nou ne închide și porțile. Până acum ne-a închis doar peluzele, ne-a închis o peluză, apoi pe amândouă, acum ne-a închis porțile. Sigur că nu mai trebuie cântat ăla când se joacă în cupele europene, după cum n-ar mai trebui cântate nici mizerile pe care le cântă de regulă galeriile, că toată lumea înjură pe toată lumea, că asta e, așa e la fotbal, așa s-a încetățenit. Da, una e o înjurătură, una e o chestiune. Nu, care e mult mai grav o înjurătură, Dani. Când copilul tău a fost bolnav și 10.000 sau 8.000 sau 6.000 sau 400, nu contează, de oameni îl înjură cu nume și prenume și îi doresc nenorociri, e mai grav. Crede-mă, mult mai grav. Pentru că e atac concertat, e atac la adresa cuiva. Chestia e o glumă. Dacă ei, și am spus-o și o repet, dacă ei își cântă singuri după 20 de ani, cupa vine la puncte-puncte că așa, e clar că e o proreglă pe care și-au asumat-o. Ci, noi suntem oi, care-i problema? Suntem oi. Mă rog, asta e clar, vine omul, scrie, nimeni nu-l trage la răspundere, dar o să studiem și noi cum am putea să-l tragem la răspundere, pentru că cineva trebuie să răspundă, nu știu, începem și noi o anchetă în REM. e foarte ciudat. Mi se pare incredibil că spuneți că deși e reprezentatul FARE, nu știți nu exact cine ca este, organizator cine nu e, știm, că trebuie știm să fie totuși într-o calitate nu oficială. Acolo. Nu vine într-o calitate oficială, își cumpără bilet și după aia omul trimite acolo ce vrea el să scrie. Și spuneți că pe baza acestui raport, da, UEFA ia aceste decizii. Da. Da, pentru că UEFA ține cont de ceea ce spun cei de la FARE. După cum UEFA a ținut cont în 2005 de un raport mincinos al unui arbitru, demontat piesă cu piesă de noi, cu probe și de observatorul acelei partide, și ne-a dat o etapă afară din București și am jucat cu foarte bine minte cu Valerega la Constanța. Pentru că așa a vrut un arbitru. Deși a fost teleconferință și au fost audiați toți cei care au participat la jocul respectiv și Liskiewicz, care fostul președinte al Federației Poloneze de Fotbal, care fusese observator, a spus clar că minte arbitru. Și iar noi am demonstrat că nu a fost o scandală rasistă atunci, ci un jucător de la Shelburne. Da, de la Shelburne. Da. Aflat la încălzire, a luat un recipient cu apă și a stropit spectatorii. Pur și simplu, așa a avut el chef. Și a fost după aia huiduit când atingea mingea, numai din motivul ăsta. Da, pentru că au fost respectivele de culoare. Da, okay. Dar erau și alții de culoare, iar noi nu putem să fim acuzați de orice, dar atâta timp când noi avem jucători de culoare în lot, plătiți, atunci nu putem fi acuzați de rasism. Nu suntem rasiști, nu e nimeni rasist, nici xenofob, nici rasist. În fine, asta e situația. O să jucăm, cine știe unde o să jucăm, că și asta e o problemă, dar și vom juca cu porțile. De ce cine știe unde? Că puteți să jucați pe arenă cu porți închise, suspendarea de... În vară, pe arenă, mai nu prea.
citisem înainte să vină la emisiune că s-a anulat concertul lui Celine Dion. Acum nu știu dacă vine altcineva în loc sau nu. E problema. Nu e singura, singurul star care se anulează. Era concertul programat și atunci era practic FCSB blocată să intre pe arena națională. Vă duceți pe Ghencea? Pe Ghencea ne zice dacă se schimbă legea. Deocamdată am primit un răspuns de la CSA și le mulțumim fierbinte pentru că au răspuns în timp util, ne putem orienta. Răspunsul este că nu se știe din ce motiv nu ni se permite accesul. Ni s-au expus două motive. Unul ar fi lipsa cadrului legislativ, neexistând o hotărâre de guvern în sensul ăsta. Dar oricum ni se spune în același document că de pe 15, exact de pe 15, când jucăm noi cu CFR și bineînțeles inclusiv data de 19 când jucăm cu Botoșani, sunt lucrări de mentenanță. Adică exact atunci încep lucrările de mentenanță. Deci ăsta este răspunsul oficial al CSA, da, la adresa făcută de FCSB. Și răspuns final. Nu a mai trebuit întrebat publicul, nici varianta 50-50, okay. Răspuns final, nu se poate. Și unde se joacă meciul cu CFR? Se va juca pe Arena Națională. Pe Arena Națională. Cu o zi, după, va fi o premieră, o zi după meciul Rapid Petrolul. Care se joacă cumva e un cuplaj la... La distanță de 20 de ore. Exact, la 20 ceva de ore un cuplaj cu Rapid Petrol. Da. Asta e veste bună sau prostă pentru CFR? Eu cum o interpretez? Că nu se joacă în Ghencea, se joacă pe arenă. Păi, sau nu ți se pare că e relevant pentru CFR, mă refer? Nu, singurul lucru, dar nu cred că nici terenul cred că va fi, adică va avea probleme. E un teren bun și rezistă să joci două zile. Nu cred că și într-o parte din alta sunt bune, numai că aici jucându-se Rapid Petrolul cu 94 de oră în perioada asta. Da, e ok. Nu numai Rapid Petrolul. Mâine seară se antrenează Dortmund. Poimine este triunghiularul unde o să... O să bubuie Arena Națională. S-ar putea să nu se bată recordul de spectatori, dar oricum cred că va fi o asistență mare de tot. Am înțeles că 5.000 de bilete au fost deja antamate de, invitații, nu bilete. Acolo scrie bilete gratuite, dar nu prea merge bilete gratuite, ci invitații. Elevii școlilor de fotbal, nu știu dacă sunt 5.000, dar poate vin cu părinți, cu prieteni, cu vecini, cu colegi. Că fotbaliștii au mulți prieteni, nu știm asta. Va fi și turneul ăsta, după care Rapid Petrolul pe 14. Doar că am vorbit cu cel care răspunde de teren și care a văzut cum e terenul, e senzațional, și ne-a spus să stăm liniștiți că va duce terenul. Arată foarte bine acum, da? Să vedem cum va arăta. Că vremea e puțin cam nebădăioasă. Nu mi se pare că vremea. Am văzut pentru weekend anunțate 18 grade în București. E vera că marți, 4 grade, șanse să se ningă. Păi problema știi care e? Nu gradele, ci din temperiile, nu cumva să plouă. Că atunci se strică terenul. Sau să ningă. Bun, CFR, v-ați calificat aseară. Nu a fost prea puțin 0-0 cu practic jucând tot meciul în superioritate? Da. Dan și-a dorit calificarea. Nu-l interesează altceva, nu? Și să nu ia gol. A zis-o de multe ori asta cu golul. E un obiectiv Cupa României? Nu, dar a devenit. A zis că după primele două partide, a zis că e păcat să nu mergem mai departe dacă toți suntem aici. Mai ales că aveam nevoie de un rezultat. El n-are trofeu în palmares. CFR-ul are. Dar el, Petrescu, nu are. Așa e. Câștigat alte. Poate că acolo... Cupa Chinii, cred că a luat-o, dar are Cupa României. A luat Cupa Chinii, da. A luat Cupa Chinii cu... Îți dai seama că undeva acolo în sufletul lui poate își dorește să Cum sunteți în momentul ăsta? În grafic, dacă se va raporta la clasament, la puncte, la ce ați realizat financiar în Conference League, faptul că v-ați calificat, adică bănuiesc că ați făcut așa o balanță de final de an și sportiv și financiar. Da, acum mai sunt câteva meciuri, ar fi păcat să nu... Două meciuri. De fapt, trei. Trei. Da. Noi trei. Exact ce vorbeam aseară. Da, tot timpul nu mai știu cât avem. Ar fi păcat acum să nu rămânem, eu știu, focusați pe astea trei meciuri, știi, să facem o analiză înainte de a se termina, să zic, anul așa cum e normal. Da, nu pot să fii nemulțumit, dar e clar că, eu știu, poate acea înfrângere cu Botoșani a durut rău de tot pentru ceea ce s-a întâmplat și după aceea în economia clasamentului, pentru că
chiar n-am meritat. Dacă meciul cu Faru, zicem că asta e, ne-au bătut, că au fost mai buni, au fost meciul, sau la Craiova ne-am pierdut la fel, cu Botoșani nu meritam. Și cred că ăla e meciul care, așa, dacă e să ne referim la campionat, în Conference League ne-am îndeplinit un obiectiv. Nu știu cât de optimiști eram înainte, având în vedere faptul că era Slavia și Siva Sport, care e echipe foarte bune, dar până la urmă am reușit. Financiar cum stă clubul? Există mereu discuția asta și știi că a existat și pe parcursul verii, parcursul toamnei, că dacă CFR nu reușește să acceseze grupele competițiilor europene, e posibil să intre în insolvență. Adică au existat multe informații în direcția asta. Clubul e la limită și că are nevoie neapărat de o calificare. Financiar, cum stă CFR? Financiar, n-am s-a pus niciodată problema de insolvență sau de, eu știu, faliment, că tot timpul au fost anumite știri în presă și unele nejustificate, unele, mă rog, care nici măcar n-au fost 10% verificate. Într-adevăr, ne-a ajutat mult această calificare. Aportul patronului a scăzut din vară, n-am mai fost nevoit să bage bani în club. Am reușit să gestionăm lucrurile bine, zic eu, până acum. E clar că el ne-a susținut tot timpul și n-a fost nevoit să bage sume mari, dar lucrurile au mers exact cum ne-am planificat. De un an de zile, Cristi Balaș a folosit cuvântul optimizat. Eu zic că a mers mult mai mult decât optimizat și pot să spun acum că am realizat, eu știu, un lucru extraordinar, să echilibrăm balanța clubului și să fim optimiști în continuare, fără să ne gândim prea mult la datorii. Uh-huh. Spune-mi situația lui Debeliu care este, pentru că văzusem plică ieri, dacă nu mă înșel, o informație că ar putea să rateze tot campionatul până la final, adică până în vară. Care e situația lui? El face recuperare în Italia, a început să alerge deja, lucrurile, să zic așa, evoluează destul de bine. E destul de dificil după o accidentare de genul ăsta să revii. Ligamente cruciate a avut el, da? Avut ruptură de ligamente cruciate, că toată lumea are ligamente cruciate. În proporție mare va începe pregătirea de iarnă cu echipa. Noi sperăm că cât mai aproape de normal, adică să intre în ritm sau un program normal cu echipa. Vom vedea cum evoluează în această perioadă de lună decembrie și la început de ianuarie probabil că se va alătura. Adică teoretic, măcar la startul play-off-ului spui că sunt șanse ca el să fie. Cam asta. Totul depinde de prognoză, de organismul lui și cum va reacționa el. Ok, spune-mi de situația lui Hefte. El a revenit, nu are drept de joc, va rămâne, ce se întâmplă? Da, e destul de complicat. Probabil că se va ajunge. De fapt, sunt convins că se va ajunge la un proces. Un proces între cine și cine? Între noi și Paphos. De ce? Că nu v-au plătit banii? Sau? Asta e una și faptul că nici jucătorul n-a fost folosit. Lucru care, până la urmă, îl afectează pe el și, în al doilea rând, ne afectează și pe noi. Erau niște clauze acolo de performanță, de evoluții. Și el era cedat definitiv sau era împrumut? Cum era? A fost împrumut cu opțiune. Ok. S-a plătit o sumă importantă pentru acest împrumut și opțiune și mai sunt niște bonusuri de performanță acolo. Am înțeles. Bun, spuneam că aseară a fost o, să spun așa, o seară agitată. Gică Hagi a avut o izbucnire, realmente, la finalul meciului, Farul CFR 0-0. Să ascultăm o parte, pentru că el a vorbit vreo 10 minute pe un ton extrem de ridicat și agresiv la adresa reporterului. Repet, vedem o parte din această intervenție pe care a avut-o Hagi după meciul cu CFR. Încep eu, pentru că de ce să vin eu doar eu să vorbesc și la CFR a vorbit un jucător și la noi, nu? A vorbit un jucător. Nu, a vorbit omul meciului. Una omul meciului, alta e altceva. Că ați desemnat voi. Voi ați desemnat un meci. Ce noi n-am jucat fotbal, noi nu sunteți sau cum? Și cum e la ei să vorbească și la noi, nu? La noi de ce nu e la jucător? Ce ai mei n-au muncit? N-au alergat? N-au făcut? Scuzați-mă, omul meciului e omul meciului. Dacă lor le spuneți asta, spuneți și la ei a vorbit antrenorul și un jucător. La noi nu confundați omul meciului cu asta. Dacă l-ați dat voi omul meciului, atunci trebuia să vrească. Dar ce, vă e frică? Că spuneți ce s-a văzut? Am spus că în cupă acum să luăm câte un jucător de la fiecare echipă, nu? Cum cu un jucător de la fiecare? Jucătorul meciului e jucătorul meciului, scuzați-mă. E altă... Sau nu mai înțeleg eu? Sau sunt în România și trebuie să înțeleg toate ce vreți voi. Cum vreți voi? Păi nu e fair, nu e corect ce faceți.
Să vorbească și de la mine, jucătorii ți-au simțit. Da, nicio problemă. Ți-au simțit. Jucătorul meciului să vorbească, a fost cel mai bun, nu? Dacă voi l-ați desemnat. Asta e altceva. Dar la ei să nu vorbească antrenorul și jucătorul. Și la noi de ce să nu vină și la noi capitanul să spună ce trebuie? Poate să vină, nicio problemă. A, poate să vină. Da, nu, nu, ni s-a comunicat că numai eu. Mi-așa mi s-a comunicat, că numai eu trebuie să mă duc la să vorbesc. Nu. Da, nu. Nu aici... mi s-a comunicat așa. Din cauza că am luat roșu în minutul care l-am luat, din cauza și nici măcar nu s-a vrut să se vadă nimic, nimic și acel jucător a jucat în continuare. Deci n-a fost faul personal. Acel jucător a jucat tot meciul. Tot meciul. Și noi am jucat cu 9 minus. A venit, ne-am dus și am încercat să jucăm. Atâta. Ce să facem altceva? Restul vă las pe voi să vorbiți de ce, sau poate nu vorbiți deloc. Că am văzut înainte de meci. Nu s-a discutat deloc de meciul nostru cu CFR. La televizor. Domnilor, chiar așa? Păi ce credeți? L-am și pe ofițer să te uiți, băi, nene. Astea trebuie să le semnalați la conducere. Nu se poate așa ceva. CFR cu farul era derbiu. Trebuia să vorbească toată ziua. Și nu s-a vorbit deloc. Ne rog, zero. Zero. Se vorbea de nu știu ce. De orice, de orice. De meciuri, de nu știu care, care se vor juca pe nu știu ce dată. Dar nu se vorbea de derbi, că ăsta e derbi, tată. E meci. Se juca cu pe masă. Un jucător, dacă e lovit, nu mai poate să joace 90 de minute. Fără nicio problemă. No. Și ăla să fie roșu în deplasare, meci în deplasare. Meci greu. Eu n-am văzut asta. Că... Da, se poate. La noi e orice e posibil. Noi suntem nașii CFR-ului. Noi suntem echipa care totdeauna i-am bătut pe CFR-ul. Din România în ultimii 12 ani. Noi suntem. De când am intrat în divizia, i-am bătut la ei acasă. Noi suntem echipa care v-ați. Nu știu care echipă altele le-au bătut pe CFR-ul. Cum i-am bătut noi? Dacă ne spune și cine trebuie să vină să vorbească și cât trebuie să vorbească, poate mă tăiați și acum. Tăieți-mă, tăieți-mă și îmi spuneți vorbești prea mult. Că n-ai voie, băi, Hagi. Ce să vorbești tu prea mult? Ok, altceva? A fost vehement și la adresa voastră, dar se arătă că Hagi mai are și la adresa adversarilor. Adică, ai stat pe... Ai nu, am fost, am fost, a vorbit Dan și cred că a vorbit după. Nu, înainte a vorbit Petrescu, înaintea da. Lui Hagi. Da, Hagi Petrescu a vorbit înainte și după aia exact. Am plecat, n-am mai stat. Deci nu știu, de asta... Ulterior am auzit că a fost... Cum ți se pare? Ce pot să comentez? Nu, cum se pare? N-ați discutat voi de meciul nostru sau de ce să... Nu, asta, mă rog, rămâne la aprecierea fiecărei televiziuni sau, mă rog, cât vorbește, ce vorbește. Acum că vine Hagi și spune, ok, din punctul de vedere poate trebuia să vorbească doar de CFR cu farul. E, părerea lui. Noi suntem un pic obișnuiți, că oricum nu prea să discutăm prea mult de CFR, așa că ce să... Eu aș fi bucuros să nu se discute de noi. Asta spunea, foarte bucuros. Andrei Boghin spunea chestiunea asta, că Hagi țipă că n-are expunere, dar poate că în momentul în care ai foarte multă expunere, nu-ți convine, că ești toate. Păi da, asta. Deloc. Da. Când ești jucător, poate că... Noi am fost împreună la Urziceni și ții minte când am era venit de la... în ziarul. Da, când am venit din Scoția. Da. Mă dusem 4-1 pe Ibrox Park. Pe Rangers, da. Da, pe Rangers ai dat gol egalizator. Că ne conducea 1-0 din minutul 2. Exact. Deci am bătut 4-1. Și când am ajuns în aeroport, că am ajuns foarte târziu, spre dimineață. Da. Că l-am așteptat pe Daniel Tudor, că nu mai venea de la doping. Da, erou de pe Ibrox. Și pe pagina 4. Toți erau dezamăgiți, da? Asta e situația. Stai, pagina 1 și 2, Steaua, nu știu ce se întâmpla. Nimic. Urma să joace, cred. Nu, sau de nu unde? Ce? Nu era, păi nu era. Cred că era, totuși. Cred că urma să joace, da. Dar totuși era victorie în Champions League pentru... Frate, era pentru victorie Urzice. 4-1. Nu mai câștigase nimeni în Champions League 4-1 deplasare de la de 2006. Ce așa ai înat, ce vrei să faci? Da. Nu știi că ce n-ai îți trebuie. Da. Eu aș vrea liniște. Dacă aș... Nu mai citesc, mă rog... formula tipărită, cum se cheamă, varianta tipărită, nu mai citesc. Dar m-aș fi bucurat să o citești, să nu scrie nimic de noi, dar scrie. Chestia asta se întâmplă în toate țările. Am dat șaseară exemplu. Da, se întâmplă ceva la Milan, este un numit spațiu, un ziar, ca să ne referiți la televizor. Se întâmplă ceva la Chievo, e același lucru? Nu e. Nu trebuie să raportezi la bazinul de suporteri. În fine. Vă surprinde demisia lui Redoi și ceea ce se întâmplă în momentul ăsta la Craiova? E o echipă care e în lupta directă și cu FCSB și cu CFR. Pe mine demisia, da.
te miră. Adică nu mă așteptam. Nu te așteptai. A, nu te așteptai de ce? Că echipa avea rezultate, îți plăcea cum joacă, știai pe rământ. Am avut și seria asta foarte bună și credeam că, na, totuși. Și am văzut că a fost dorit să, și de patron și de către Sorin Cârțu să meargă acolo. Fiind de acolo, oltean să zic așa, pentru că sunt convins că pentru ei contează foarte mult chestia asta. Și de obicei au arătat, nu știu, cu unii antrenori au avut răbdare, să zic așa. Au, Rădoi a avut rezultate la un moment dat, bune, s-au legat rezultatele pozitive, nu știu, vreo 8 meciuri a avut, parcă... Până acum ceva meciuri, da, mă rog, în ultima vreme. La un moment dat. Da. Și după care, brusc, două meciuri nu s-a fost tot. A, de ruptură zici tu? Eu cred că s-a văzut în momentul în care Rădoi a avut acea poziție dură la adresa jucătorilor. Da, cu Ivan, cu Marcovici, cu Hanca și cine a mai fost. Eu cred că de acolo lucrurile au început să se distanțeze între el și conducere. Eram aici seara, l-am văzut la Flash, am spus că nu pleacă, după ce am ieșit și eram de la Flash până la zona mixtă, s-a răzgândit. S-a răzgândit, dar în 5 minute cred că atât a fost. Clar că atunci s-a întâmplat ceva când... Și nu numai faptul că a scos din lot jucătorii respectivi, că practic erau doi jucători importanți din cei patru, foarte importanți. Și faptul că n-a reușit să câștige fără ei, deși a condus 2-0 în Giulești, da, și părea că se îndreaptă spre o victorie, iar la 2-2 Rapidul a cam ratat vreo 2-3, dacă nu vreo 4 situații bune de a rămâne cu toate punctele, după care a venit meciul cu Târgoviștea, la care la fel a condus până în prelungiri. Și în prelungiri, mă rog, înainte a fost faza cu Screciu, dar golul a venit în prelungiri și astea au contat destul de mult. Faptul că tu ai luat o măsură drastică cu jucătorii care se presupune că ar trebui să îți rezolve meciurile, iar acum s-a văzut cumva că există o problemă mare la meciul cu Concitadina. Pentru că în momentul în care tu apelezi la jucătorii respectivi pe care i-ai ostracizat, da, cred că ai o problemă. Pentru că n-au părut că au intrat și au... Aici e discuție că s-au întâmplat lucruri de genul ăsta și la CFR. E adevărat, nu cu patru sau cu doi importanți, că să nu ne raportăm la patru. Și Dan Petrescu a procedat la fel cum a procedat în anumite situații, cum a procedat Rădoi. Mi-au repede aminte de... De Beliuc. Da, ultimul exemplu. Bun. L-a trimis și l-a adus înapoi imediat. Păi, da, l-a Petrescu, trimis. Petrescu are 10 de ani în spate. El a știut de la început că el îl trimite și l-aduce înapoi. Să nu cumva să credeți că face... Petrescu nu e un, e un tip emoțional. Dar el niciodată nu face greșeli. El știa exact ce are de făcut. De Beliuc a revenit la echipă și a spart pe toți. Dacă a dat cele mai multe goluri, a fost gol. Dar oare Ivan a avut aceeași atitudine ca a lui De Beliuc? Asta e o întrebare. Din în momentul în care a fost trimis... Nu cred că abaterele au fost aceleași. Habar n-am dacă abaterele au fost aceleași. Dar vreau să spun că doi antrenori care au judecat la un moment dat, că și cu Nistor a procedat la fel Petrescu atunci, nu că a procedat, dar și a dus lângă el să își ceargă, după care oricum a plecat Nistor. Adică chestiuni foarte dure care arată că poziția antrenorului este cea care contează acolo, nu a jucătorului. La Craiova lucrurile n-au stat așa. Dar... Aduți aminte, relația pe care Mirel Rădoi o avea cu Andrei Ivan la echipa națională de tineret, mă refer, uite, strict la perioada turneului final din Italia, San Marino, nu știu ce. Ivan era preferat lui Coman. Da. Ivan a început titular și Mirel avea încredere totală în el. Iar mai apoi l-a adus la echipa națională mare. Pe Marcovici, când nimeni nu... A fost o mare dezbatere publică atunci când ce caută Marcovici la echipa națională, că este rezervă la echipa de club. Mirel era selecționer, l-a adus la echipa națională. Acolo s-a întâmplat ceva. Dar un antrenor tânăr și oltean, căruia îi fierbe sângele, poate că la un moment dat ar trebui să aștepte până ia niște măsuri. Abar n-am, nu-i dau eu sfatul lui Mirel. Doar că am văzut multe la viața mea. Așa să fie mai echilibrat, mai așezat.
niciodată. Uite, eu, uite cu Petrescu, eu i-am spus lui Petrescu o chestie când eram la Urziceni. Băi, eu te rog pe tine să ții cont de un singur lucru. Experiența pe care am căpătat-o eu, că și el era destul la început atunci, eu aveam mulți ani însă în spate. Nu mai intra în vestiar după meci. Pentru că, mai ales dacă nu câștigi, riști să ai un comportament care să se șteargă greu din memoria unora. Și atunci mai bine taci din gură, nu intri, te duci și te plimbi. După care a doua zi poți să iei ce măsuri vrei, dar așa? Nu mai intra. Mine au fost niște discuții mai ample atunci. Da. Ce m-a surprins cel mai mult e ruptura asta, de fapt că ruptură, s-a ajuns nu neapărat la jignire, dar la niște declarații între Cârțu, între Rădoi și Cârțu. M-aș fi așteptat la orice, la Craiova, să plece Rădoi să se certe chiar cu Rotaru. Dar nu tata și fiul. Te debutează. Cârțu, în toate interviurile pe care le-ai dat în toți anii ăștia, în 20 de ani, în momentul în care erai întrebat ce oameni au contat în cariera ta, Cârțu nu lipsea și pe bună dreptate probabil. Și să ajungi să-i reproșezi, după care Cârțu să intervine să spună să uite de numele meu, să nu mai pronun... Uluitor. Asta mi se pare totuși. Tu nu te-ai certat niciodată cu părinții? Să le spun să uite numele meu? Nu, nu știu dacă... Păi, asta spun, adică aici mi se pare că totuși prea... N-au cum să-l uite, că ei ți l-au pus. Nu, dar totuși să spui asta. Asta mi se pare, totuși. Hai să-l ascultăm pe Cârțu, un pasaj din intervenția de aseară, evident după ce auzise tot ceea ce declarase Rădoi despre el. Normal că m-a deranjat pentru că încearcă să înlăture așa atenția de la nereușite. Atacând o persoană care chiar poate dacă era, ar trebui să fie ultima poate din clubul ăsta, pentru că știe foarte bine susținerea mea care am avut-o pentru el și în sfârșit. E pentru mine o mare decepție, o decepție așa în tot ceea ce am însemnat eu în fotbalul ăsta și ca jucător și ca antrenor și ca președinte. E cea mai mare decepție de modul în care s-a comportat astă seară. E ultima dată când vreau să vorbesc despre el și să-i pronunț numele și nu vine nici el să uite de mine și de numele meu. V-a deranjat faptul că a făcut referire direct la dumneavoastră sau v-a deranjat și... Și că a făcut direct la mine și pe niște neadevăruri. Cât ce spui tu despre spui mie, mi-arăt arăt Peju, că îi dau Peju să antrenez. Păi ce eu vreau să antrenez, dar m-am vrut vreodată să antrenez la universitate. Din 2016 am spus că nu mai antrenez. Mă spui mie, eu știu de și exprimarea lui, că m-am uitat la meci, păi tu mă vezi pe mine să fac să, ce înțeleg eu din meci, stai tu sfaturi sau idei. Păi eu am meciuri antrenate când n-are el antrenamente făcute. Dacă te interzi. Și ai un comportament din ăsta respectos. E o mare dezamăgire pentru el. Și vine cu niște argumente care îl scoate din niște tancuri mincinoase. Eu nu mi-am permis niciodată să vorbesc cu el la antrenamente lui, să-i dau sfaturi. Pentru că n-am știut niciodată conținutul antrenamentului. N-am fost la antrenamentele, nu știu dacă am 3-4 antrenamente de cât a venit. Nu vreau să-l analizez, să am spus, pentru mine nu mai există. Nu mai există cale de împăcare cu el? Facă. Niciodată. În viața mea nu vreau să mă aud de numele lui, să-i văd fața și el la fel să facă cu mine. De să uite. Că și în, eu știu, el că vorbește să... Evite să spună că eu știu că l-am promovat sau cu tare. Nu, nimic, să treacă peste mine. Dacă vă aduceți aminte când era, când fugise Marcel Răducanu din România, când se dădea formația, se dădea echipa națională cu 10 jucători. Așa să facă și el, n-am nevoie de niciun fel de... Am înțeles. Afecțiune. Da, cam așa stau lucrurile între Craiova și Rădoi, între Sorin Cârțu și Rădoi. Spuneam că astăzi se închide faza grupelor în Cupa României. Ultimele trei partide din grupa din care face parte și FCSB.
O să vreau să vedem prima dată clasamentul acestei grupe cu Mioveni calificată. Rămâne doar să se întrebări locul de pe care se va califica Mioveni. De ce calificate? Pentru că a bătut-o pe Botoșani și dacă ar ajunge la egalitate cu Botoșani, în cazul în care pierde Mioveni cu UTA, atunci s-ar activa acel meci. O să pui pe locul 6 pe Gojocaru, că are și el un punct. La egalitate cu Oțelul, că tot e gălățean. Păi da, că în loc să plecăm noi cu 3 puncte de la Arad, a rămas UTA cu un punct, noi cu un punct și Gojocaru cu un punct. Da. Se joacă Botoșan FCSB, dacă se va juca, înțeleg că e ceață. E ceață, dar da. Din câte am văzut, s-ar putea juca. Da, o să vedem imediat imagini, da, da, cred că la ce văd aici, deși da. E cadrul strâns, cred că totuși e... Plus că arbitri înțeleg că... Nu o să știți jucătorii noștri. Haideți să vedem primul 11, că asta, să vedem în primul rând dacă așezarea e ok, pentru că sunt unele nume, sincer, unele nu-i știu pe unii dintre jucători. Da. Păi vă spun eu, da, mă rog, ia să vedem. Hai să vedem. Ce să vedeți? Chiar asta e așezare. Serios? Da. Deci noi suntem oameni serioși, nu dăm de alea. Cum a dat Luis Enrique, că joacă Busquets, fundaș central, și Rodri închizător. Închizător, da. E, până la urmă, nu mai joacă niciunul. Și nici Luis Enrique nu mai e selecționer. Ducan 2001, portar, îl știți? Ducan, da. Da, pe Boboc îl știți. Ciobanu 2006, a jucat la Galați, nu e la debut, a jucat la Galați 20 de minute, chiar a avut două intervenții foarte bune. Dulca îl știți pe o altă poziție, într-adevăr, că n-aveam fundaș central. Șerban e și el jucător care a mai evoluat în prima echipă. 2000, deci avem mulți sub vârstă. Cei doi mijlocași centrali, deci amândoi sunt născuți în 2005, Pruteanu și Gogescu, jucători interesanți. Vlad Tudor a jucat și el la Galați, născut în 2003. Băiatul lui Alexandru Tudor, născut în 2003. Rusu e născut în 1990. Așa. Musi 2004, Iani Stoica, astăzi împlinește 20 de ani. Și va avea și banderola la pe braț, că na, cadou de Iani Stoica, el da. Va pleca în iarnă, care e situația lui? Iani Stoica are oferte de împrumut de la Ucluj și Chindia. El va alege unde merge. Și s-a decis sau urmează? Nu s-a decis. Decide în iarnă. El se decide mai greu. Ok. Da. Clubul... Eu l-am simțit că ar fi clinat spre Chindia, dar aș vrea să aștepte și o altă ofertă. El e convins că vor apărea și alte oferte. Și între timp chiar a apărut o ofertă. Știți foarte bine povestea. Au venit emisarii unui club să-l transfere. Până la urmă nu s-au înțeles cu Gigi. Și așa mai departe. Uh-huh. Musi e în aceeași situație, adică... Musi cred că va fi împrumutat. Sunt niște discuții cu echipe din Liga a doua. El este eligibil pentru una dintre pozițiile care trebuie acoperite cu jucători. Născut după 1 ianuarie 2004 în Liga a doua și da, e posibil să plece. Deci discutăm cu Iași și cu Slobozia să vedem ce variantă e mai bună pentru copil. Evident că multă lume se întreabă în felul următor. Nu desconsiderați competiția în momentul în care mergeți cu asemenea echipă? Am fost desconsiderați noi. Din start. Și de organizatori, care ne-au obligat să jucăm în deplasare toate meciurile, și de arbitru primului meci, care efectiv n-a vrut să jucăm în noi în 10 și UTA în 10, n-a vrut să le elimine pe Benga, nu a vrut să le elimine pe Benga, deși s-a uitat clar că e al doilea cartonaș galben la Benga, după care a inventat înainte de ultima fază a meciului un cartonaș galben implicit eliminare fiind al doilea la Octavian Popescu. Toată lumea a fost de acord. Ca să nu mai spun că și din faza premergătoare a eliminării lui Radunovici a fost o greșeală foarte mare. Musi a fost faultat pe 18 metri, el a lăsat jocul să continue. Dintre jucătorii importanți e cineva care a făcut deplasarea la Botoșani? Dintre jucătorii importanți? Pe bancă sunt, după postul de portar, un jucător de 2007, un portar de 2007, cel de 2 metri, Alexandru Maxim. Da. Pe bancă vor fi apărători Sebastian Radu, care e născut 2005, va fi Geană, care e tot 2005, vor fi Luca Manolache, care e 2005, un jucător de 2007, Mihai Toma, Tănase, Matei Tănase, 2005, Dumiter, singurul senior, care este pe bancă, și știu pe cine acum văd și eu foaia, deci Maxim, apoi Dumiter, Tănase, da, Toma,
Da. Stankovic. Așa, Stankovic 2005 și el. Vlășceanu. Vlășceanu 2005. Mario Geană. Da. Sunt jucătorii Luca care Manolache sunt pe locul 2 la, în play-off acum la grupa de 2005 după Faro. Ok, jucătorii ceilalți au rămas la București, da, și se antrenează sub comanda cui? Thomas Neubert. Thomas Neubert. Și Pintiri. A, deci nici Pintiri. Și Filip, da. Pintiri nu e cu echipa. Nu e Strizu cu echipa, Strizu e licența pro. E, da, ok. Păi, atunci de ce nu e Strizu, doar Strizu cu echipa peste tot și în campionat, dacă e să mergem pe ideea asta? Păi, dar eu de ce nu sunt aici și nu sunt la Botoșan? Păi, și asta e o întrebare, că lumea se întreabă. Managerul clubului nu e cu echipa. Păi, managerul clubului e cu echipa câteodată, nu tot timpul. N-are rol la meci. Nu, da. Team manager este Marius Ianoli. La meciul ăsta. Cu vechi state de serviciu, da. La okay. Steaua, la FCSB. Deci, practic s-a dus echipa a doua spre a treia, nici măcar cu Pintilii la Botoșani. Asta este ideea. S-a dus... Atenție, FCSB având șanse dus, teoretice de a se califica. Că s-au dus 2 din 4 masări. Să nu cumva să crezi că desconsiderăm. Nu desconsiderăm nimic. Nu cred nimic, dar deci multe... 2 din 4. Șanse teoretice. Da. Da, știu. Sunt. Doar teoretice. Adică FCSB trebuie să câștige... Și UTA să nu și FCSB are un meci extrem de dificil cu Chindia duminică, iar Chindia a jucat cu echipa a doua spre a treia ieri. Ok. Vezi un dezavantaj pentru CFR că va avea măcar 3 meciuri în plus față de FCSB în partea a doua a campionatului? Mă refer la dubla din Conference League și măcar un meci în Cupa României? Sau ți se pare că e... Nu știu datele exacte, adică între ce etape, dacă începe atunci play-off-ul când se va juca cupa. Da, nici eu nu le știu acum. Nu începe. Nu cred că e de vreme. Cel puțin acea dublă e... Nu, dubla din conferență din înainte. Nu știu, un meciul din sferturi de acasă pe care l-a aveți cu FCA. Sincer, nici n-am văzut exact când se joacă. Că nu ne-am gândit. Dacă 5 ani n-am făcut nimic, am zis că ce se mai e. Acum ne-am trezit și noi în primul oară calificați de... Aici chiar poți să înțeleg că totuși când iei atâtea titluri, cupa, mai ales când te mai duci și prin grupe, cupa e așa o... A loserilor. Da, nu a loserilor, dar... Așa nu... era, când câștigi campionatul, îți permis să spui, după aia când nu câștigi, abia aștept să pui mâna pentru exact, trofeu. Exact, cum era Mourinho, la un moment dat când luau cupa ligii în Anglia, am luat un trofeu. Da. Bine, cupa ligii în Anglia era loc de cupele europene. Și cupa Angliei și cupa Ligii. Ok. De unde coborâse Mourinho de la câștigător de Champions League și așa mai departe. Mourinho a plâns acum că a câștigat Conference League. Deci ce să mai... Plânge fiecare cât de sensibil e. Acum, ce devine la o vârstă, devii mai sensibil. Adică, ce să zici? Ai trofeul la mână? Ce să zică Mourinho cu trofeul mână? Logic. El e artist oricum să dea, să își poleiască performanțele. Da. Cred că dubla cu Lazio e mai complicat un pic și ne pune într-o situație mai grea, să zic, dar până la urmă ne-am dorit să ne calificăm, asta e. La un moment dat, cred că l-am auzit pe Petrescu, deși ulterior a revenit, spunând că și-ar dori o echipă foarte bună chiar pe Lazio. După aia, după ce s-a tras la Sors, a zis, am picat cu cea mai bună echipă, nu mi-o doream. L-am auzit și pe Gadola, dacă nu mă înșel, zicând chestiunea asta. Păi a picat cu cine a vrut Petrescu, prima dată. După aia, după tragere, Petrescu parcă nu mai era așa de încântat. Da, nici nu știi cum era mai bine. Spune-mi, din perspectiva jucătorilor, există ceva, oferte e mult spus, interes pentru anumiți jucători, pentru vreun jucător de la CFR, de la cluburi din străinătate? Noi, sincer, avem câțiva, adică nu sunt toți cu așa mare căutare, să zic, dar o parte din ei, cel puțin după evoluțiile din conference, ca să fiu mai clar, în jurul lor au fost discuții. Au fost discuții. Cine? S-a discutat de fiecare. Știi că în momentul ăla în care a fost dialogul atenționat de la distanță între Varga și Dan Petrescu, Varga a avut un argument, un reproș la țărul Petrescu, spunând... Păi noi alte surse de venit decât să ne calificăm în grupe și să vindem jucători, nu avem. Da. Dar cum să vin jucători când Petrescu nu bagă tine și nu îi promovează? Și îi împărtășesc punctul de vedere. Petrescu spune, fac ce vreau eu ca să câștig titlul. Dacă faci ce vrei tu ca patron, atunci nu-ți mai garantezi. Petrescu produce rezultate, asta e clar, e cert. Aici există și
anumite lucruri care le vede el într-un anumit mod și gândește fiecare partidă așa cum trebuie să o gândească ca să câștige. Ați văzut, câteodată nu jucăm așa spectaculos și câștigăm, câteodată jucăm bine și câștigăm, deci lucrurile astea sunt tot timpul la atitudinea lui. Într-adevăr, dar noi, din, cel puțin din, hai să zic, toamnă, noi am vândut jucători, am vândut din ei. Adică am mai adus un plus acolo la buget. Bine, că a plecat Dugan, zici că a plecat cine? Te referi la transferuri din astea mărunte? Așa? Nu, am fără să ne, să zic așa, focusăm pe jucătorii care, în jurul cărora s-au discutat pe sume mai importante. Nu mi-am amintit niciun transfer important făcut de CFR. Păi nu, am spus asta. Ne-am focusat pe jucătorii care nu au avut așa o cotă și... Mai mult să scăpați de ei la modul ăsta. Da, nu folosesc cuvintele astea, tu le-ai folosit. Ce-a făcut FCSB, ce-a făcut Craiova, Farul, da, okay. Și cam atât. Ok, i-au și investit mult mai mult în jucători. Asta e iarăși o strategie. La uite că vorbeam acum de 2005, că au numai 2005 mai devreme. Nu e întâmplător să ajungi să ai atât de mulți jucători. Lăsând la o parte prima echipă. Uite, și asta e o investiție, 2005, înțelegi, care există 2005. Au fost niște bani investiți. Unde? În academie și așa mai departe. Așa. Să culeg niște roade. Da. Noi am investit mai puțin. Adică la început s-au investit niște sume mari în transferuri, n-au fost celebru cazioniță, dacă e să discutăm așa. Mulțumesc!